Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la emisiunea Educația. Suntem astăzi seară împreună cu domnul inspector școlar general Ion Ișvan, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Da, bună seara, bine v-am regăsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim și noi pentru că v-ați găsit timp să veniți în emisiunea noastră, mai ales că, iată, a început un nou an școlar, sub auspicii, să spunem așa, și bune și mai puțin bune. Și o să încep direct această întrebare pentru că a și fost niște comunicări ale dumneavoastră pe domeniu. Există așa niște mafalde prin presa, mai ales presa centrală, aoleu, nu sunt bani în învățământ, aoleu, o să fie concediați acum niște lideri de sindicat, spun că o să fie concediați nu știu câte mii de oameni la nivel de țară. Cât este și că sunt presiuni fantastice pe inspectorii generali ca să facă reduceri și alte chestii. Cât de adevărată este această situație, dacă ne puteți spune? Eu acum nu știu cum e în alte județe, nu m-am interesat, nu am avut nici timp, e atât de multă treabă de făcut la noi în județ încât n-am avut timp nici măcar să discut cu colegii mei din alte județe. De regulă ne consultăm, întrebăm atunci când apar nelămuriri. Eu pot să vă spun că am primit și eu ordinul 4884, ceva de genul ăsta. Ieri dimineață am un număr de 5188 de posturi în care mă încadrez fără niciun fel de probleme. Practic am redus undeva, am redus. Eu pot să spun că se reduc biologic, pentru că în Gorj cel puțin diferența e de aproape 4000 de copii între anul școlar 2017-2018 și 2018-2019. Asta înseamnă în jur de 130 de clase care până la urmă se traduc în 160 de norme didactice, cel puțin. Deci, practic, tot ce s-a făcut, am discutat la București, o comisie a făcut din reprezentanții Ministerului și, practic, au fost reduse normele care nu se regăsesc, care au dispărut biologic datorită numărului de copii care a părăsit sistemul de învățământ. Deci, cadrele didactice, elevii, părinții pot să stea liniștiți pentru că în Gorj nu vor fi, nu sunt asemenea probleme. Dar nu sunt, să știți, eu am probleme la PADE și nu am om pe biologie, 11 ore, fizic, chimie, 8 ore. Deci, pot să vă spun că în Gorj sunt discipline unde concurența este foarte mare, sunt colegi cu 7-50, chiar cu 8, care n-au luat post la suplinire, la concursul editorial din vară și avem discipline unde este deficit de personal didactic calificat, unde nu merge nimeni. Așa cum vă spuneam, biologia, chimia la Padeș, mai sunt cadre de fizică, de matematică, ocupate de colegi de-ai noștri profesori pensionari. Deci, în Gorj, lucrurile sunt puse la punct, nu sunt niciun fel de probleme în această privință. Eu, dumneavoastră, știți bine, am spus-o mereu, de multe ori ne-am și contrazis, ați văzut că în mare măsură am avut dreptate, bani sunt în învățământul din România, important este să fie cheltuiți corect, judicios, da, așa cum trebuie și a spus-o ministrul învățământului Liviu Pop la Târgu Jiu, au spus-o și după aceea, au spus-o și fostul ministru Popa, trebuie cheltuiți corect banii respectivi și trebuie să crească și calitatea învățământului, trebuie să se simtă copilul, să ajungă la clasă, pentru că salariile de bine de rău în învățământ au crescut în ultimul an cel puțin, și atunci trebuie să se regăsească această creștere și în calitatea orelor pe care noi le facem la clasă. Apropo că vorbim de calitate, au fost niște probleme la începutul acestui an școlar, cred că e vorba de Crasna și cred că a mai fost o localitate, Stănești sau, în care părinții au vrut mai bine simultan decât să facă distinct, adică să se mute cu microbuzul. Au fost la Tizmana. Sau la Tizmana. Sau la Tizmana, la Tizmana, da. Și până la urmă... Cum vedeți această problemă? Pentru că una este calitatea la simultan în momentul când trebuie să faci cu mai multe clase și alta este ca să facă clasa distinctă. Deci părinții aici, cred că e vedeți, o problemă și de aceea. Aici sunt mai mulți factori care intervin. E vorba de învățământul primar, nu se pune problema în învățământul gimnazial. Iar, ca și dumneavoastră, eu credeam și cred în continuare că într-o clasă, în singur an de studiu,
altfel se lucrează acolo, copilul învață mult mai repede, mult mai ușor, nu-i perturbat de nimeni, dar părinții mi-au spus la Tizmana, cel puțin, doamne, noi așa vrem, la noi în școală se face de ani de zile învățământ la simultan și am avut din clasa, din învățământul ăsta simultan și doctor și profesor și inginer și așa mai departe. Și atunci, cum să vă zic, până la urmă, părintele este cel care are cea mai mare responsabilitate privind educația copilului și atunci eu am ținut și voi ține cont permanent de dorințele părinților. Și dacă sunt forme legale, există cadrul legal, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu poți să iei copilul și să-l duci la 10 km cu microbusul, dacă acolo, acasă, la câteva sute de metri, are școala lui și este mult mai bine supravegheat de părinte, de bunici și așa mai departe. Suntem, cum spuneam, încă la începutul unui an școlar, însă am finalizat la sfârșitul lunii august un alt an școlar. Dumneavoastră ați fost la conducere ca în ultimii 6-7 ani. Ce ne puteți spune despre anul care a trecut, din privința, să zicem, principalelor borne ale lui? Păi are două aspecte. Pot să-l împărțim în două, până în decembrie, până la 1 ianuarie 2018, deci septembrie, ianuarie 2018, ianuarie 2018, august, septembrie 2018. Practic, pe parcursul acestui an școlar, finanțarea în învățământ s-a schimbat. Într-un ordonator secundar de credite care semnam pe un stat cu 30 de persoane, am ajuns după 1 ianuarie să răspund și până în ianuarie răspundeam, dar nu atât de mult, responsabilitatea era pe umerii primarilor localităților din Gorj, practic banii treceau prin conturile comunităților locale, ordonatorul principal de credit era primarul, cu 1 ianuarie a devenit ministrul învățământului, iar inspectorul școlar general, cel puțin eu dintr-o dată m-am văzut responsabil, semnând pe lună de lună, pe jur de 300 de miliarde, cât sunt salariile personalului didactic auxiliar și nedidactic din județul Gorj. Era undeva în jur de 6.500-7.000 de oameni care mănâncă pâine din învățământ. Deci din acest punct de vedere, responsabilitatea, munca în inspectoratul școlar și în special pe parte administrativă, financiar contabilă, salarizare, rețea școlară, pot să spun că nu s-a dublat, s-a triplat sau chiar a crescut exponențial munca și responsabilitatea pe care noi o avem, pentru că, vedeți dumneavoastră, în fiecare lună trebuie să intervenim, să reglăm problemele astfel încât pe 14 ale fiecarei luni oamenilor să le intre salariile pe card. Și atunci, pot să vă spun că a fost un an destul de complicat, destul de greu, dar, în primul rând, datorită echipei pe care am făcut-o la nivelul inspectoratului școlar de Țean Gorj, inspectorii școlari, angajații, prevenția inspectoratului școlar și, să știți, echipa de conducere, așa cum îmi place mie să spun și cum este și în realitate, constituită din corpul de directori de la nivelul județului Gorj, directorii adjuncți de școli și licee din județul Gorj, împreună am reușit să trecem destul de ușor și de liniștit peste problemele ridicate de, în primul rând, de sistemul de salarizare și să-l încheiem cu bine anul școlar. Sper să încheiem cu bine și anul fiscal, pentru că am tot discutat cu directorii de școli, cu directorii și contabilii de unități de învățământ împreună, cu contabilii separat, pentru că bugetul nu a fost suficient primit de județ la începutul anului. Așteptăm o rectificare bugetară. Am făcut și am cerut Ministerului sumele de bani astfel încât să acoperim integral anul fiscal 2018. Am informații că nu vor fi probleme din acest punct de vedere. Practic, noi ne-am făcut foarte bine temele. Suntem puțin descoperiți datorită lipsei de personal din inspectoratul școlar, în special, cum vă spuneam, pe contabilitate, financiar, contabilitate și... Da, și sarcinile de muncă au audit, crescut vertiginal. Vă spun foarte, foarte, foarte mult și nu putem să verificăm noi fiecare școală
să putem să verificăm salarizarea din fiecare școală, tot ce se întâmplă într-o contabilitate, contabilitate din fiecare școală, pentru că nu avem cu cine, nu avem cum să facem treaba asta și mergem pe încredere, dar de cele mai multe ori colegii noștri din școală ne cer sume mai mari decât cele necesare. Eu am vrut să reglăm și aceste lucruri, pentru că în 14 decembrie sper să avem în conturi, școlile să aibă în conturi bani suficienți pentru salarii, să nu fie nici mai mult, nici mai puțin. Pentru că și dacă rămân bani în cont, practic acei bani se vor pierde, ajung la bugetul statului și nu arătăm că suntem oameni serioși. Deci, pot să spun că ultimele 8-9 luni au fost foarte pline, în special datorită acoperirii sectorului sau părții de salarizare. Fiecare lună discută, avem unități de învățământ care au terminat bugetul din aprilie, din martie și a trebuit, nu-i simplu, nu-i ușor să discuți și să iei bani din altă parte, să ajuți școala respectivă, dar aici lucrurile au ieșit bine. Luna următoare avem banii în cont, nu se pune niciun fel de problemă. Încercăm până luni să închidem edusalul, să închidem salariile ca să putem face de marți deschiderile de credite pe sumele din edusal, nu pe ce ni s-a cerut din școală, pentru că am constatat că sunt mult mai mari sumele pe care ni se cer din școală decât ce se închide pe edusal și de asta profit de faptul că sunt la dumneavoastră în emisiune să-i rog pe contabil, pe secretar, pe directori să trimită la server statele de personal cel târziu luni, până luni, să primească bulina. Noi acum, astăzi, în Consiliul de Administrație, am aprobat numărul de norme în fiecare unitate de învățământ, astfel încât cred că sunt deja din astăzi, sunt în edusal normele la fiecare școală, urmând ca mai departe școlile să calculeze salariile și să trimită statele la server pentru a putea fi avizate. Ne dorim ca luni să închidem edusalul ca să vedem corect sumele de bani necesare pentru fiecare școală, urmând ca marți dimineața să facem deschiderile de credite pentru fiecare unitate de învățământ, astfel încât miercuri, joi să poată să meargă la trezorerie, să încarce în Forexe Book salariile, pentru că 14 pică sâmbătă, nu? Duminică și atunci legea ne dă voie să, chiar ne obligă pe legea, 12. Să luăm banii vineri înainte de duminică. Și eu îmi doresc ca pe 12 în... Da, iată o veste bună pentru colegii din învățământ, salariile vor fi pe 12. Și tuturor persoanelor din învățământ să aibă salariile pe card. Vreau să vă spun că și o să vedeți, vom avea și oameni care nu respectă acest lucru și vor fi sancționați. Școala 3 Rovinari, și o să o spun public, au plătit salariile oamenilor undeva pe 19-20 septembrie și deja în Consiliul de Anse de la Inspectoratul Școlar am hotărât să sesizăm Consiliul de Administrație al Școlii 3 Rovinari să cerceteze disciplinar atât directorul cât și contabilul respectiv, secretarul școlii, care au întârziat. Se fac vinovați până la urmă că nu au ajuns salariile oamenilor pe 14 în conturi. Așa că, prin intermediul dumneavoastră, trag și un semnal de alarmă și rog pe director, pe secretar, pe contabil să fie atenți la aceste lucruri, pentru că banii sunt în contul inspectoratului școlar, vor ajunge în conturile școlilor în timp util, astfel încât pe 14 octombrie, de fapt pe 12 octombrie, toți oamenii să aibă banii pe card. Avem, deci partea administrativă este rezolvată, banii vor fi la oameni. Referitor la partea didactică, pot să vă spun că a fost un an, din punctul meu de vedere, mult mai bun decât anii anteriori. Colegii mei înțeleg și importanța actului de învățământ. Pot să vă spun că examenele de evaluare națională și examenul de bacalaureat, în primul rând, sunt barometre pentru mine și pentru minister, au fost desfășurate corect,
am reușit să organizăm evaluarea națională în 18 centre din 87 de centre. Da? Am avut în anii anteriori, am reușit să ne ducem în 18 centre. Nu am mai avut niciun centru în care să fie copii. Deci minim 3 școli au fost în fiecare centru, am avut centre unde au fost 7, 8, 9, 10 școli, astfel încât toată lumea să vadă seriozitatea din centrele respective. Știți foarte bine că în comisii au fost doar directorii de școli din unitățile arondate acolo. Deci, din punctul meu de vedere și al inspectoratului școlar, lucrurile au fost mult mai bune, pentru că și rezultatele, statistic mă refer, au fost mai bune decât în anii anteriori. Să știți, rezultatele la concursurile școlare, la olimpiadele școlare, au fost mult mai bune decât cele din anii anteriori. Avem copii la olimpiadele naționale care au luat locul întâi pe țară cu rezultate aproape maxim. Avem istoria la clasa a 10-a, unde am avut 9-80 la olimpiada națională și așa mai departe. Nu o să mă apuc acum, când mai trebuie 2-3 emisiuni, să enumerăm toți copiii. A fost și un an foarte bun chiar pe olimpiade și pe toate concursurile. Să știți că și la examenele de admitere în învățământul superior avem copii, avem un 10 la... O fetiță, nu e un paradox, în toamnă a intrat cu 10 la teatru la București, fetiță care a fost corigentă în clasa 12 în vară. A luat bacul în toamnă și a intrat prima la teatru în București cu 10. Deci avem copii extraordinari de buni în gori și, bine, profesori deosebiți, foarte, foarte, foarte buni, care s-au aplicat către copii. Deci, cumva, la noi, la Gorj, se justifică creșterea de salarii, să știți. Se vede în activitatea oamenilor de zi cu zi. Eu sper să se vadă și mai mult la sfârșitul anului școlar, care de-abia acum a început. Păi, sunt și vești bune, apropo, din acest punct de vedere. Va urma la sfârșitul anului, în luna decembrie, intră acea sumă care se dă pentru masa cadrelor didactice, va exista la nivel de unui an, e vorba de 3.800 de lei de fiecare cadru didactic, plus măririle care vor fi în 2019 și 2020, ca să ajungem la nivelul prevăzut pentru 2022. Na, și știți că domnul ministru ne spunea la cula de anul școlar de la Covasna, ne-a spus că vor crește salariile la 1 decembrie cu 15% la cei care... Iată, deci sunt lucruri care se întâmplă, sunt lucruri unde se vede guvernul, e întors cu fața către oameni, lucrează pentru oameni. Important e ca noi să mergem și să ne facem treaba. Eu nu-mi decer și n-am cerut niciodată lucruri care nu se pot face, decât să ne facem treaba. Știți cum e? Să ne întoarcem cu fața către copii. Noi tot timpul spunem copilul este în centrul lecției, copil centrăm tot, dar de fapt el e undeva la în altă parte, din păcate, noi suntem pe primul plan, până la urmă, așa e normal să fie, profesorul de lumină sau transmite mesaje foarte serioase și trebuie să aibă copiii încredere, să fie model, până la urmă, profesorul. Și atunci, eu cred că dacă cu toții ne-am întoarce cu fața către copii, am înțelege ce scop nobil ne-a fost repartizat nouă de către Dumnezeu, faptul că noi avem privilegiu, onarea și, cum vreți dumneavoastră să spuneți, să lucrăm cu darurile lui Dumnezeu, pentru că toată lumea știe, copiii sunt daruri de la Dumnezeu și, practic, noi lucrând cu sufletul copiilor, modelându-i pentru a transforma în buni cetățeni ai acestei țări, practic avem ceea ce puțină lume are acest noroc, eu pot să-i spun, să lucrăm cu ce este mai bun în societatea românească. Și atunci, dacă ne-am aduce aminte din ce în ce mai des ce privilegii și cât de important este să lucrez cu copiii și ne-am dedica mai mult acestor lucruri, rezultatele ar fi mult mai bune, copiii noștri ar fi și mai buni și, bineînțeles, că și Dumnezeu ar avea grijă de noi altfel. Bine, dumneavoastră ne anunțați, să spunem așa, în sistemul educațional ați anunțat, o să vorbim despre prioritățile care vi le-ați fixat ca în fiecare an pentru învățământul gorjean, însă cum facem să scăpăm puțin de această diferență între rural și urban? Pentru că avem o presiune
fantastică. Cei din periferie vor să meargă la școlile din centru, cei din, de lângă oraș vor să meargă la școlile din oraș. E foarte, și tot foarte așa. Simplu, foarte simplu. Și nu costă nu știu cât. Creind condiții copiilor să învețe carte la periferie. În ce sens? Uitați-vă, și eu am spus-o public, o spun și astăzi seara la dumneavoastră, o să o spun de câte ori voi avea ocazia. Știți bine, la Bălești am spus domnului primar public, când am inaugurat grădinița acolo, la Bălești, că poate să mute Târgu Jiu la Bălești, dacă acea grădiniță o transformă în program prelungit. Adică, ce am observat eu? În județul Gorj, în Târgu Jiu, de când, în special de când domnul Cosmin Popescu este președintele Consiliului Județean, s-a deschis cumva orașul, s-a deschis județul. Se vede managementul dânsului, pentru că sunt locuri de muncă. Oamenii lucrează în Târgu Jiu, deja angajatorii, dumneavoastră știți bine, m-am întâlnit cu foarte mulți oameni de afaceri în această vară, promovând învățământul profesional. Bun, există cerere de angajare pe piața forței de muncă din Gorj. Sunt locuri de muncă și nu le solicită nimeni. Și atunci părinții au de lucru în Târgu Jiu. Normal că serviciul începe dimineața la 7:30, 8, se termină seara la 4:05, copiii cu cine rămân? La grădiniță îi ținem până la ora 12, cel mult unul, după care pleacă acasă. Și atunci presiunea asta mare pe centru, pe grădinițele, cu program prelungit din Târgu Jiu, presiuni foarte mari, iar către satul românesc și în special aceste presiuni se fac de cine? Localitățile sau părinții sau persoanele care locuiesc în localități lângă Târgu Jiu, la periferia Târgu Jiului, care, vă spun de altfel, dacă ar avea grădiniță program prelungit în Arcani, în Stănești, în Lelești, chiar la Bălești, la Turcinești, ar rămâne copiii la grădiniță, omul l-ar aduce dimineață, l-ar lua la 6 când vine de la servici și lucrurile ar fi, să știți, rezolvate, n-ar mai fi acea presiune pe școlile din centru. Pentru că, să știți, o dată, și știți la fel de bine ca mine, o dată plecat copilul de la țară la o școală în Târgu Jiu, nu se mai întoarce la țară. Rămâne în Târgu Jiu, chiar dacă condițiile, și să știți că în foarte multe școli de la periferia Târgu Jiului, condițiile sunt la fel de bune ca la școlile din centrul orașului. Părinții nu mai vin, e normal, e centrul orașului, se duc în centru și rămân acolo. Și până la urmă îi păcat de copii, dar printre prioritățile mele, cel puțin ale mele personale, am spus-o public, am și lucrez în acest sens, am vorbit cu parlamentarii de Gorj, cu o mare parte dintre ei, o să continui demersurile mele, pentru a înființa grădinițe cu program prelungit în tot județul Gorj, eventual transforma învățământul preșcolar din program normal în program prelungit, pentru că din 2020, știți bine, legea educației naționale a fost modificată și învățământul este obligatoriu de la 3 ani. Și atunci eu cred că se va impune să pregătim cumva 2020-ul cu grădinițe, cu program prelungit, după care să venim cu after school în învățământul primar, pentru că către asta trebuie să ne îndreptăm. Vedeți, părinții au treabă, au de lucru, nu se pot ocupa de educația copiilor datorită programului și atunci noi, școala, trebuie să preluăm aceste activități. Din calculele făcute de noi la Inspectoratul Școlar, cred că aceste costuri s-ar duce undeva la cel mult 10 lei pe zi cheltuieli pentru fiecare copil. De fapt, zic mult, 10 lei, au calculat colegii mei în grădinițele cu program prelungit din Târgu Jiu, acolo unde noi facem și aprovizionare, avem și bucătar și ajutor de bucătar și așa mai departe, masa într-o zi costă cel mult 7 lei. Deci undeva către 100 de lei pe lună în condiții de catering s-ar duce aceste costuri. Și pot să vă spun că și știți bine, dar tichete sociale copiilor de grădiniță, undeva la 50 de lei pe lună sunt tichetele care ajung la părinți, nu știu dacă ajung, se regăsesc și la copil.
Iar laptele și cornul costă undeva la 25 de lei pe lună care îl primesc copiii de la credință. Deci, practic, de aici ar fi 75 de lei pe lună și cred că efortul financiar nu ar fi atât de mare. Ar mai trebui cel mult 25 de lei puși în fiecare lună, astfel încât să asigurăm masa copiilor din învățământul preșcolar cu program prelungit. Deci, dacă se dorește, eu am discutat cu parlamentarii de Gorj, cu o mare parte dintre ei, mi-au promis susținere și sunt convins că vor duce aceste lucruri mai departe, pentru că au nevoie, România are nevoie de grădinițe cu program prelungit. Da, și aceste lucruri s-ar putea face, iată, cu eforturi nu foarte mari, pentru că invocăm de fiecare dată lipsa banilor, dar comparabil cu alte țări din Uniunea Europeană, avem o mare problemă până și la alocația pentru elevi. Da, nu neapărat alocația pentru elevi, alocația copiilor. Alocația copiilor, da. Dacă tot mergem sâmbătă și duminică și eu vă spun cu tot deschiderea, din tot sufletul, le recomand la toți românii de bună credință și de bun simț să meargă la referendum, pentru că familia noastră românească are tradiție formată din bărbat și femeie. Vedeți, limba română poate fi interpretată pe orice cuvânt în limba română. Cine se gândea în 91 când s-a votat Constituția României că soți poate fi interpretat în... La soți se vorbea de bărbați și de femei. Ei erau soții pe care îi înțelegeam noi atunci. Acum, pe lângă gen, nu? Că soți poate să fie doi bărbați sau două femei sau mai mulți, acum e vorba și de număr. Că dacă sunt soți, cât sunt? 2, 3, 4? Nu se spune din doi soți. Nu? Și atunci, dacă avem ocazia acum să facem lumină în această privință, familia, așa cum ne învață biserica creștină ortodoxă și cred că toate celelalte biserici, eu vorbesc de creștină ortodoxie că din biserica asta fac parte, așa, familia mea este creștină ortodoxă, ne spune că familia e formată din bărbat și femeie, atunci avem ocazia și eu sunt convins că gorjenii și sunt convins că dascălii vor fi alături de preoții din județul Gorj, pentru că preoții biserica și-a asumat aceste lucruri și ați văzut, biserica tot timpul ne învață lucruri bune. Eu o recomand cu căldură la toată lumea, la toți copiii, la toți dascălii. Biserica, învățăturile bisericii sunt numai de bine. Nu știu dacă mai e vreo instituție în țara asta de-a lungul timpului care să te învețe doar lucruri întâmplător, bune. Biserica este la un procent foarte mare de încredere în rândurile românilor. Da, eu îmi doresc ca și școala să ajungă aproape de biserică, pentru că practic nu poate să existe una fără cealaltă. Știți bine, școala a apărut în tinda bisericii. Și acum, eu într-o formă sau alta am discutat cu colegii mei, le-am cerut și să știți că le cer în continuare ca preoții să intre în școli, să-i invite la școli, să discute cu copiii, să îndrume copiii să meargă către biserică duminica de dimineață și în zilele în care sunt sărbători. Pentru că, așa cum vă spuneam, biserica te învață numai lucruri bune. Eu sunt convins că în aceste acțiuni, din aceste zile, dascălii vor fi alături de preoți și vor promova ceea ce este bine pentru poporul român. Adică să știm și noi și să lăsăm cu limbă de moarte urmașilor noștri că familia noastră românească și este formată din bărbat și din femei. Acum, sunt și cazuri nefericite când unul din cei doi soți, bărbatul sau femeia, mor sau nu pot să trăiască împreună, sunt tot felul de lucruri de acest fel, dar familia românească este formată din bărbat și femeie. Da, și se poate face, iată, o corectură istorică după 20 și ceva de ani de când s-a aprobat vechea Constituție. Da, și nu mai lăsăm loc de interpretare până la urmă. Limba românească e și lucrurile trebuie alb sau negru. Cât le reușim să le facem de la început, să separăm cumva apele, cu atât. Dacă tot mai am bine. Vorbit de referendum, înainte de referendum, este ziua educației, care în fiecare an a fost marcată, sărbătorită în județul Gorj. Da, ce se va întâmpla în acest an? O marcăm și în acest an, la fel cum am făcut. Mâine ne întâlnim cu colegii de la sindicate să stabilim cum
și ce acțiuni vor fi făcute în, în ziua de 5 octombrie, care întâmplător pică vineri, înainte de referendum. Deci, așa cum am făcut în anii anteriori, sigur nu vom face ore, deci nu vor fi probleme cu montatul. E bine că ați făcut aceste precizări, că era următoarea întrebare. Fără doar și poate, tot timpul am pus la dispoziție autorităților unității de învățământ. Știți bine, la ședința cu directorii chiar am cerut să dăm tot concursul, tot sprijinul autorităților locale să înființăm secțiile de vot. Chiar am rugat directorii să doteze, să pavazeze sălile de clase respective cu cei mai buni, cei mai frumoși în școală, astfel încât să arătăm cetățenilor că este o sărbătoare ființarea secțiilor de vot în școlile noastre și noi îi așteptăm cu drag, pentru că până la urmă pentru comunitate lucrăm, pentru copiii oamenilor care vor veni să-și exprime opțiunea sâmbătă și duminică. Da, am lămurit și această problemă. Cum spuneam, dumneavoastră ați avut, practic ați învățat inclusiv presa locală, ați anunțat niște priorități la începutul fiecărui an școlar de când conduceți inspectoratul, priorități care pe parcurs au văzut că în general s-au îndeplinit. Ce v-ați propus pentru anul acesta școlar? Deci, așa la nivel macro. Da, mi-am propus și așa cum am obișnuit oamenii, mă voi ține și de cuvânt, voi fi foarte atent la ce se întâmplă în învățământul tehnologic și în învățământul vocațional. O să fiu foarte, foarte atent, pentru că, vedeți, dumneavoastră, mereu le-am cerut și le cer colegilor mei să respecte legea până la urmă. Am constatat că în învățământul tehnologic noi aprobăm în fiecare an un număr de clase care nu se realizează. Oamenii, părinții copiilor, nu doresc să vină cu copiii către învățământul tehnologic. Și atunci, aici intrând și învățământul liceal și învățământul profesional. Și atunci vreau să mă asigur și eu de ce eu în fiecare an aloc 60% din numărul de locuri la clasa 9 din județul Gorj către învățământul tehnic, tehnologic, profesional și liceal și nu se ocupă. Părinții fac presiune foarte mare pe învățământul teoretic. Și atunci vreau să văd unde este problema și cum pot să intervin eu, pentru că am constatat că există o problemă, cum putem să îmbunătățim, bineînțeles, împreună cu inspectorii școlari, cu directorii de școli și de licee, să venim să îmbunătățim și să facem acest învățământ atractiv pentru părinții și pentru copii. Și aici am și discutat la Sinaia, la ultima întâlnire cu inspectorii școlari generali, și am și făcut o propunere în acest sens, o fac public și la dumneavoastră în emisiune, învățământul liceal tehnologic cu durata de 5 ani. Eu am promovat toată această vară, am alergat din comună în comună, am vorbit cu foarte mulți oameni, cu foarte mulți copii, să promovez învățământul profesional dual. M-a interesat pe mine foarte mult. De ce profesional dual? Pentru că copiii fac practică la agentul economic și, normal, se cunosc, copilul învață să lucreze pe utilajele pe care le are agentul economic în dotare, deci nu învață pe utilaje în laboratorul școlii care erau depășite și mergea la agentul economic și lucra pe altceva. Și atunci am zis, și mai mult avea un loc de muncă, pentru că, să știți, și Complexul Energetic Oltenia și CEZU Oltenia și Bartego și așa mai departe, ceilalți agenți economici care au venit lângă noi și împreună ne-am propus să dezvoltăm acest învățământ profesional, le asigurau locuri de muncă în momentul în care terminau învățământul profesional. Și, bineînțeles, au fost tot felul de și ceilalți agenți economici care au vrut clase pe specializări, profile pentru învățământ profesional și învățământ profesional clasic, au venit către noi, nu s-au constituit acele formațiuni de studiu, pentru că, până la urmă, eu am înțeles, am spus-o public, am transmis-o și colegilor mei la Sinaia, la întâlnirea cu inspectorii generali, eu consider că e puțin demodat cuvântul de școală profesională. Și noi cred că am greșit și în învățământ și în comunitate, spunând mereu că cei care învață carte merg la liceu, cei care nu învață carte merg la profesional.
Și atunci, vedeți, s-a creat cumva în comunitate diferența. Da, adică cumva o imagine te proastă duci, învățământului. Te duci cu copilul la profesional, înseamnă că al tău copil nu poate fi slab, nu e bun și nu știu ce. Și niciun părinte nu-și dorește să se întâmple treaba asta. Și atunci, eu le-am spus să integrăm școala profesională în liceul tehnologic. Și am dat un considerent, iar cel de-al doilea considerent e faptul că meseria a evoluat foarte mult de la școală profesională anii 60, da, când s-au înființat școlile profesionale de masă în România, la 2018, sunt aproape 60 de ani, în care meseria a evoluat foarte mult, acum sunt mașini, sunt numerice, programări făcute pe... Deci, practic, acel sudor pe care noi îl știm din copilăria noastră și le întâlnim în ateliere rudimentare, practic în firmele mari, în fabricile mari, lucrează cu computerul, practic programează o mașină, până la urmă este programator pe mașina respectivă, care vine și face meseria pe care o făcea altădată un om. Și atunci consider că liceul tehnologic ar fi foarte, foarte bine venit cu durata de 5 ani, de ce nu 4 ani, pentru că meseria se învață mult mai greu decât cartea, mai ușor e să înveți carte decât meserie, cu toate că pare un paradox, da? Meseria e brățară de aur, 3 ani în ciclu inferior al liceului, după care în ciclu superior al liceului, eu cred că se poate merge la orice liceu, ai diferențe și poți chiar să termini liceul teoretic sau un liceu vocațional, dacă nu un liceu tehnologic. Și știți, se discuta în anii 2009 de acel bacalaureat diferențiat pentru absolvenții de liceu tehnologic. Deci există o variantă, eu sper ca și politicienii să se aplece către aceste lucruri și, normal, din probabil că 2019-2020 va fi destul de greu să se implementeze acest sistem, dar cred că 2020-2021 ar crea premisele, dacă am tratat serios această problemă, să facem deja înscrieri în învățământul liceal tehnologic cu durata de 5 ani. Eu zic că ar fi o soluție pentru a relansa cumva învățământul profesional, a relansa meseria în România, să învățăm copiii meserie, nu în școli profesionale, ci în licee tehnologice. De fapt, la sfârșitul acestui an ar trebui să avem un alt proiect de legea educației naționale. Se vorbea de acest lucru, că acesta ar fi gata undeva la sfârșitul lui 2018 să fie dezbătut în 2019. Poate prind și această idee, eu care mi se pare destul de inspirată. Am discutat-o, vă spun, la ultima întâlnire cu inspectorii Școala Generală de la Sinaia, am spus-o public acolo, sper ca cei de la CNDIPT, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic în România, să fie prins această idee, foarte mulți au fost interesați, mai ales că nu mi-aparține mie, nu este ideea mea personală, eu doar am constatat ce s-a întâmplat, prin ce am trecut în această vară. Știu că a fost în spațiu public undeva la nivelul lui 2009, atunci când s-a și hotărât să se desființeze școlile profesionale, cred că asta a fost unul din motivele pentru care s-a trecut la liceul tehnologic, numai că, vedeți, a rămas cumva pe drum. Nu s-a terminat, nu s-au înființat liceele tehnologice cu durata de 5 ani. Deci eu cred că ar fi cel puțin să o discutăm, să o dezbatem și la întâlnirea noastră cu directorii, cu inspectorii școlari, să dezbatem, să o ținem în spațiu public, astfel încât să vedem părțile bune, părțile care sunt mai puțin bune, pentru că eu zic că ar fi o soluție pentru viitor. Da, apropo de schimbările, prioritățile anului 2018-2019 din punctul de vedere al pregătirii examenelor naționale acum, bănuiesc că aveți și alte ținte, mă gândesc că în ultimii ani avem în creștere rezultatele și la evaluarea națională, chiar dacă a fost în condiții date altfel decât în anii anteriori, și la bacalaureat. Rezultatele au crescut, a crescut și în sesiunea a doua rezultatele la bacalaureat, care ne-au plasat, dacă să zicem, acum câțiva ani eram de regulă sub media pe țară, acum suntem peste media pe țară. Aici se vede, lucrurile sunt făcute pe bune, mie așa îmi place să le spun, adică sunt reale, pentru că nu sunt nici diferențe foarte mari, nici se vede munca pe care o desfășoară colegii noștri la catedră cu copiii. Iar eu am spus mereu toleranță zero față de cei care vor să copieze la examene. Și atunci
Aici e un lucru care, na, pe moment mi-au creat mie dezavantaje de imagine, de oamenii tuția, domne, ce ne face ăsta, ne pune să muncim, dar ținându-mă de cuvânt și organizând examenele din ce în ce mai serios, de la an la an, învățând, bineînțeles, și eu din ce se întâmplă la fiecare examen și văzând acolo unde sunt scăpări, dându-le la o parte, încet, încet, așa, în fiecare an, pe termen lung aduc beneficii, nu mie, aduc beneficii copiilor noștri, aduc beneficii familiilor noastre, pentru că, pentru dumneavoastră, e foarte important să pleci în viață sau să intri în viață pe ușa din față, să nu intri pe laterale sau... Adică fiecare copil, cred că e convins că nu mai poate să copieze și atunci trebuie să învețe carte. Ați văzut la Evaluarea Națională, clasa 8-a, cei care nu știu carte n-au venit la examen. Da, există și variante de acest gen. Cei care au învățat, au venit la examen și lumea a fost bucuroasă. Astea sunt lucruri de care eu mă mândresc și care sper să ajute. Vedeți, rezultatele nu se văd de pe zi pe alta. Se vor vedea în timp. Eu am încredere, să știți că mereu am spus și voi spune că cea mai mare avere a poporului român este resursa umană, sunt oamenii. Iar noi lucrăm în învățământ, v-am spus, avem privilegiul să lucrăm cu ce are mai frumos țara asta și mai bun. Să modelăm copii, să lucrăm cu sufletele lor, este fantastic. Da, și cred că și reușim în ultimul timp, deși, iată, sunt unități școlare, în cazul ăsta licee, că de bacalaureat e vorba, în care rezultatele sunt constant proaste de mai mulți ani. Ce soluții ați găsit acolo? Sau veți găsi? Vedeți, până la urmă, fiecare... E vorba mai mult de cele rurale, dar... În rural, dar pot să vă spun acum că chiar astăzi, în Consiliul de Administrație, am aprobat vreo 20 de cereri la clasa 9 să plece din Târgu Jiu copiii către Stoina, către Baia, către Baia de Fier, către Mătăsari, către Motru chiar, din Târgu Jiu. Pentru că nu pot să reziste în Târgu Jiu. Pur, din punct de vedere material, n-au bani de navetă, n-au bani de internat și așa mai departe. Și atunci, este învățământ obligatoriu. Problema este ca în învățământul, în ciclu superior al liceului, să nu mai dăm un număr de locuri atât de mare în liceele unde nu sunt rezultate la bacalaureat. Și să știți, după atâția ani de inspector școlar general, nu le știi pe toate. Totuși sunt 6 ani și câteva luni de zile și mai am și eu multe să învăț, eu implicându-mă fiecare zi în viața școlii, sunt. Știți că e foarte ușor să stai deoparte, să nu faci nimic și toată lumea e mulțumit. Când dacă te implici, deranjezi pe unul sau pe altul. Și am rămas dator prioritățile pe lângă învățământul liceal tehnologic, mă interesează și învățământul sportiv, învățământul în special sportul de performanță, de la nivelul județului Gorj, clubul sportiv școlar și liceul cu program sportiv Târgu Jiu și liceul de muzică și arte plastice, liceul teologic, și o să fiu foarte atent ce se întâmplă și la Palatul Copiilor din Târgu Jiu, pentru că am constatat, sunt cercuri care merg foarte bine la Palatul Copiilor din Târgu Jiu, dar sunt cercuri care nu există, unde unii sunt la pensie de când au intrat în clubul copiilor din Târgu Jiu. Vom fi foarte atenți pentru că ne dorim ca performanța să crească și în aceste instituții. Pentru că am reușit să relansăm cumva sportul școlar. Liceul program sportiv a înscris echipa de handbal fete în divizia A, practic în Liga a doua. Jucăm deja în această competiție, am adus la liceul program sportiv, am reușit să aducem fetele care ne-au plecat la București, la Vâlcea, la Pitești, la Târgoviște chiar, să-i aducem. Încerc împreună cu președintele Consiliului Județean și cu domnul director David de la Artego, căruia îi mulțumesc din tot sufletul pentru ajutorul și ajutorul substanțial, să știți, un om extraordinar, se vede, nu-i întâmplător cauciucul și ce s-a format pe platforma acolo la cauciuc, este un om extraordinar, să știți, a pus umărul și practic ne-a ajutat să înființăm, să formăm această echipă și să o ținem în divizia cu un singur scop, să relansăm sportul școlar. Știți foarte bine,
Săptămâna asta am uitat să vă întreb la ședința cu directorii, dar săptămâna viitoare sigur vom discuta. Fiecare școală trebuie să aibă o echipă de fete și o echipă de băieți. Am spus sportul, disciplina sau cum să-i zic acum, echipă. Deci, disciplina la care faceți echipele... Da, sporturile pot fi diferite, dar... Pot fi fotbal, handbal, basket, volei, ce vreți dumneavoastră, vă alegeți, dar fiecare școală generală și fiecare liceu va avea cel puțin o echipă de fete și o echipă de băieți. Sportul vi-l alegeți dumneavoastră. Până la 1 octombrie am avut termen să trimitem la inspectorat numele echipei, deci sportul la care va concura și numele. Eu îl mai aștept până la 10-15 octombrie. Vom discuta punctual pe, nu, pe sunt, acest... Sunt în foarte multe localități înființate în această toamnă. Pentru că, știți bine, am și spus, am și cerut să găsim o modalitate să și plătim profesorul de sport care lucrează cu echipa respectivă, pentru că nu-i mai, ce-i mai frumos decât să se întreacă copiii între ei pe terenul de sport și să-i învățăm să meargă către terenurile de sport. Da, cu siguranță sunt și multe alte lucruri pe care vi le-ați propus și pe care o să le aflăm pe parcursul acestui an școlar. Interesantă și ideea cu sportul, de a salva sportul din Gorj, pentru că, iată, vrând nevrând, unde acum câțiva ani eram în județ cu echipe în Liga Națională și la fotbal, și la handbal, și la basket, acum nu mai avem nimic la nivelul acestor divizii și, iată, da, avem aceste soluții găsite noi finanțăm performanța în sportul școlar. Să știți că avem clase de fotbal la liceul Roman Sportiv de la clasa pregătitoare. Deci copiii, nu știu dacă știți, în, spre exemplu, în clasa 12-a, cei de la fotbal, handbal, și fac 14 ore pe săptămână de fotbal, din 30 câte are clasa respectivă. Adică noi facem niște eforturi extraordinare. Eu sunt convins și am discutat cu domnul primar să găsim o soluție să avem un teren de fotbal pentru copiii de la LPS. Pentru că nu avem un teren de fotbal pe care unde profesorii să vină să învețe tactică, tehnică și așa mai departe. Adică ei lucrează de ani de zile pe terenuri mici. Sau pe bi... Pe terenuri mici. Da. Și într-un fel face o schemă de joc pe un teren adevărat, adică în condițiile în care susții meciul, și altfel îl înveți pe un teren mic. Eu n-am avut timp până acum și nu am crezut că e atât de complicat să fiu atent și la astfel de aspecte. Mă gândeam că directorii de școală de acolo și oamenii care lucrează în școala aia, profesioniștii, profesorii, nu pot să, adică fac presiuni, discută și găsim acel teren, să știți. Am găsit înțelegere la primarul de la Băleș, la domnul Mădălin Mungureanu, că îi mulțumesc din suflet. Am creat un parteneriat între Inspectoratul Școlar și Consiliul Local Bălești să ne pună la dispoziție baza sportivă de la Bălești pe care să o folosească clasele de fotbal de la Liceul Program Sportiv din Târgu Jiu. Iată o altă știre în premieră și mulțumim pentru această exclusivitate, cred. Da, da, am spus-o prima dată, mii de mulțumiri, pentru că noi ne dorim, Bălești, a avut echipă în Divizia C și mi-aș fi dorit ca elevii de la Liceul Program Sportiv să joace în Divizia C împreună, deci pe Liceul Program Sportiv la Bălești. Primăria Bălești să ne ajute cu terenul și, mă rog, cu utilitățile. Noi să facem demersuri, să ținem acea echipă în divizia acela, fotbal. Da. Pentru că, așa cum am înscris handbalul, o să înscriem încet, încet și basketul. I-am provocat pe colegii de la Clubul Sportiv Școlar Târgu Jiu, mi-au spus că nu putem înscrie echipe de liceu în campionatul național de basket și, ironia sorții, nu au jucat primul meci ACS Târgu Jiu cu Colegiul Național din București, Tudor Vianu sau ceva de genul ăsta, au avut primul meci de basket la Târgu Jiu în Cupa României cu echipa unui Colegiu Național din București. Adică Tudor Vladimirescu, Colegiul Național Tudor Vladimirescu, n-ar putea să joace în Divizia B la basket, unde avem școlarizați elevii de la Clubul Sportiv Școlar Târgu Jiu. Cu siguranță. Ar fi multe altele de discutat, din păcate timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim pentru tot ce ne-ați spus în această seară și cu siguranță trebuie să continuăm discuția, că mai sunt multe alte lucruri. Cu mare drag, să știți, oricând vin cu drag să vorbim despre realizările din învățământ, vin să informăm părinții cu ce se întâmplă în învățământul profesor din Gorj, oricând vin, cu mare plăcere. Domnule inspector general, vă mulțumim pentru prezența noastră la emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educația. Mulțumim pentru atenție. La revedere!